Haideți să intrăm o scurtă legătură și cu domnul Virgil Munteanu, pentru că e singurul dintre noi doctor în Delta Dunării și arii Încă ne-a arestat. protejate, patrimoniul UNESCO, atenție, Delta Dunării, biosfera Delta. Bună seara, domnule Munteanu! Bună seara! Mă cert aici cu domnul Cristoiu, nu vrea să înțeleagă în ce să explic. Apropo, de tot ceea ce se întâmplă, nu vreau să comentați dumneavoastră discursul președintelui, vreau să-mi spuneți, pentru că sunteți cel mai în măsură, nu numai că ați fost guvernatorul Deltei Dunării, dar în familia noastră, toți oamenii, tatăl dumneavoastră și așa mai departe, s-au ocupat de ce înseamnă această rezervație. Vreau să-mi spuneți chestiunile legate de mediu, apropo de brațul Chilia și tot ce fac ucrainienii. Ce nu ai voie să faci pe brațul Chilia și în Delta, în general? Ce prevăd organismele internaționale? Vă rog. Ce nu ai voie să faci? În primul rând, trebuie să protejezi și să respecti toată acea zonă și mai ales acest patrimoniu natural extraordinar. Pentru că Delta, de fapt, este un complex de ecosisteme care sunt interdependente și dacă se acționează într-o anumită zonă, categorică vor urma și consecințe în alte zone. Chiar astăzi am citit un material a unui cercetător de la Universitatea din Galați, care spunea, apropo de impactul dragărilor de pe Chilia, toată lumea cunoaște că în sedimentele de la fundul Dunării sunt concentrări foarte mari de metale grele. Prin această dragare, toate aceste sedimente sunt răscolite, iar acele particule de metale grele pot fi preluate de pești, inclusiv de sturioni care sunt în migrație. Deci, apar tot felul asemenea păreri științifice, oameni respectabili, care spun, domnule, sunt niște probleme care până acum, uitați, acest lucru nu fusese prezentat. Dar aș vrea să mai subliniez un lucru. Vă rog. Faptul că conform legii de înființare a rezervației biosferei, această rezervație a biosferei este condusă de un consiliu științific. Acest consiliu științific nu s-a reunit de câțiva ani de zile și nici măcar în această perioadă de criză nu a fost convocat, ceea ce mi se pare absolut aberant. Corect, dar Mai nu mult știu. decât atât, Da. există în 2015 a fost înființat un comitet de coordonare a rezervației transfrontaliere, adică noi împreună cu Ucraina. Acest comitet de coordonare nu s-a întrunit niciodată. Sunt 8 ani deja de când a fost înființat. Da. Așadar, sunt extrem de multe elemente care au concurat la această situație de fapt de acum. Mai e ceva. Eu cred și vreau să vă întreb. Nu e obligatoriu să-mi dați dreptate, normal, nici nu faceți asta. Eu cred că totul a plecat, apropo de ceea ce se întâmplă, de la derogarea pe care Ministerul de Externe al României a dat-o în august 2022, da? Când ucrainienii ne-au cerut acordul să se deplaseze, să navigheze pe brațul Chilia și Bistru e implicit, nave cu pescaj mic. 3,4 parcă era sau nu mai știu cât. Sunteți de acord cu asta? Păi, să vă spun că în cererea pe care, prima scrisoare pe care a trimis-o Comisia Europeană către autoritățile române, prin care le cere părerea, se face mențiune că ucrainienii s-au referit în mod expres la acceptul autorităților române de a folosi pentru navigație canalul Fintrată Chilia și Vâsului. Spuneți-ne, vă rog, ca să înțeleagă oamenii, care este suprafața, câți kilometri are canalul Chilia, unde ei vor să lucreze, că asta cer și în hotărârea de guvern și vor să ajungă la 1 metri, de la Areni, adică de acolo de unde intră brațul Chilia, se desparte de Dunăre, până la vărsarea în Marea Neagră, prin Bistrăie. Da, pentru că ucrainienii au două porturi importante, Reni și Izmail. Ca să se realizeze transportul, trebuie ca de la Reni până la Marea Neagră, pe 164 de kilometri, să se realizeze condiții de navigație. Bistroiești reprezintă capătul cuioarului de vreo 10 km, Corect. spre Marea Neagră, evident. Da.
Păi ăsta e răspunsul. Deci sunt două porturi, da? Ren și Ismail. Da? E Ismail la mare, la neagră, asta e. Nu, Ren este la început. Nu, Ismail e la Dunăre. Ismail la Dunăre și Ren. Două sunt ca să iasă în Marea Neagră, că nu au nevoie de port la Marea Neagră. În loc de porturi, în locul porturilor la Marea Neagră, sunt cele două porturi pe Dunăre și adâncesc asta. Și vă mai spun ce, vă mai întreb ceva. Cum se poate reglementa? Cum se poate prin organismele internaționale, prin Comisia Europeană acest lucru? Adică cum se poate ajunge la o stare normală să nu mai fie navigabil brațul Chilia? Presupun că în momentul în care Comisia Europeană va da răspunsul la solicitarea ucraineană, se va ține cont de toate aceste elemente, inclusiv de condiția de de Convenția de Navigație pe Dunăre, care menționează foarte clar că singurul traseu de navigație pe Dunăre pentru nave maritime este de brațul Sulina. Brațul Sulina, corect. Domnule guvernator, da, spuneți-mi și mie, vă rog, noi nu am văzut un document foarte important și discutăm despre Chilia și Băstroie și despre adâncirea acestui braț. Documentul prin care Ministerul Afacerilor Externe și-a dat acordul să devină navigabil brațul Chilia. Ați văzut acest document? Nu l-am văzut așa, acest document nu l-am. Pe acest document am trebuia... comunicatul din presă. Comunicatul de presă îl știu și eu, dar acest document este vital. Nu trebuia trimis la rezervația Biosfera Delta Dunării, da? Da, că e în custodia lor și brațul Chilia și tot ce înseamnă. Trebuia trimis la paza de coastă, la poliția de frontieră. Trebuia trimis la Ministerul Transportului, la APE. Nu am văzut acest document. Odată, nu știm ce conține... Da? Nu știm ce prevede acest acord, această derogare pentru a naviga navele ucrainene pe brațul Chilia și, doi, pe ce perioadă este derogarea? Da, este foarte corect ce spuneți, dar cred că poate fi solicitat în baza, pentru că este totuși o informație cu impact pe mediu și care nu sunt niciodată secretizate sau nu pot fi ascunse, sunt publice, conform tuturor normelor internaționale. O să facem asta, da, vă rog. Deci am și eu o întrebare care s-au văzut și telespectatorii. De toată stima, sigur că dumneavoastră vă ocupați ca un pasionat de apărarea Deltei. Dar guvernatorul Deltei de ce dracu se ocupă? Încă o dată, deci, vă felicit că vă ocupați, dar noi avem aici o aberație. Se ocupă toată lumea, și dumneavoastră, și eu, și tu, că și guvernatorul ăla care a fost pus de PSD ca să apere Delta tace, e ceva în neregulă. Și a doua întrebare, știu că nu vă băgați în politică. Domnul Ciolacu, de cât are ieși în fiecare seară și mi-ar povesti, de ce nu îl cheamă pe guvernatorul Delta să-l întrebe că este pus de el? Nu-l sau băga. Poate l-a pus serie. Astea sunt întrebări retorice nu pentru mine. Important. Dar nu se bagă, domnul. Nu întreb. Bun, vă rog, domnul guvernator. Retorice. Vă rog, domnul Munteanu. Am profitat de asta. Vă rog. Păi am văzut și eu prin presă, apropo de domnul guvernator Marino, că ieri s-a ocupat de târgul de turism de la Romexpo din București. Bun, dacă aveți o întrebare... Bun, stați o secundă. Prioritatea. Bun. Domnul Cristoi. Spuneți-mi și mie un... deci avem un singur canal navigabil, Sulina. Poate să meargă orice navă pe ea? Nu. Pe Sulina, da. Nu, sunt condiții speciale de navigație, categoric. Nu poate să... Inclusiv pe Sulina sunt condiții. Pe Sulina? Da. Absolut, pe Sulina sunt condiții de navigație speciale, da? Și dacă fac ucrainenii canalul ăla, ce câștigă? Câștigă canalul lor... Da, vă rog, iertați-mă, da. Da, domnul guvernator. Cred că vor câștiga acces maritim la cele două porturi pe care le-au. Adică vin cu Marea Neagră și adun la Ismail și la Ren, cele două porturi și au canalul lor unde să transporte marfa și distrug Delta. Dar în afară de Delta, noi cerem bani celor care, navelor străine care merg pe Sulina? Categorică, dar din câte știu eu, sunt taxe care se plătesc pentru tranzitarea canalului Sulina, pentru că este obligatoriu să fie piloți români pe navele respective, indiferent sub ce pavilion ar fi. Și acum atunci vor plăti străinii ucrainenilor?
Dacă fac canalul lor. Evident că da. Da. Hai să vă mai zic ceva, ca să vedeți cât de bine suntem informați noi aici la gândul. Știu de la domnul guvernator, ca să nu fac pe deșteptul. Ucrainienii trebuie să sape domnul în jumătatea... Munteanu, nu de la Martin. Domnul Munteanu, hai domnule, lăsați-mă. L-a pus pe ucrainienii trebuie să sape până la 8 metri ca să devină navigabil dacă vor să meargă pe jumătatea lor de Chilia. De ce? Pentru că e un curent, așa e curentul, vine, care bate în malul românesc, în partea dreaptă. Da. Și adâncimile sunt mult mai mari pe canalul, pe șenal navigabil al părții României, adică jumătatea românească. Da. Confirmați dacă de la noi asta știu. Da, 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 așa este. Așa și este, nenorocirea mare este, și vă rog să spuneți, că există un curent în momentul în care Dunărea iese în Marea Neagră, deci vorbesc despre Chilia, care trimite toate sedimentele, toate aluviunile și blochează, colmatează brațul Sulina. Da, pentru că este vorba de descărcarea tot materialului dragat, toate materialele respective sunt deversate în Marea Neagră. Iar din Marea Neagră ele sunt dirijate de acest curent nord-sud, exact în bara Sulina.